Această formă de cancer ucide anual, doar în Republica Moldova, circa 1000 de persoane. Și este vorba despre cancerul colorectal, care anual lansează în luptă cu sine încă 1300 de persoane. Succesul tratamentului este strâns legat de adresarea la timp la medic. Iată de ce consultațiile de rutină sunt atât de importante. Nu așteptați să apară durerea. Iar despre cauzele apariției cancerului de colon, dar și metodele moderne de tratament, aflăm în cele ce urmează. Cancerul de colon rămâne a fi în topul mondial pe locul 3, în topul european pe locul 2 și pe primul loc se plasează în țara noastră. În cazul în care suspectăm un cancer colorectal, simptomele în primul rând sunt legate de dereglări de scaun. Atât constipația cât și sindromul diareic sunt progresive. Anemia, astenie fizică și alte simptome digestive inexplicabile. Stadializarea corectă este cheia succesului pentru un tratament corect. Succesul tratamentului pacientului oncologic depinde în mare măsură de monitorizarea acestuia în cadrul unei echipe multidisciplinare. Specialiștii incluși sunt medicul chirurg, oncologul medical, medicul patomorfolog, medicul radiolog. Pentru stabilirea diagnosticului de cancer colorectal, noi trebuie să utilizăm în primul rând investigația rezonanță, imagistică prin rezonanță magnetică a bazinului mic cu contrast. Acest pacient a fost diagnosticat cu cancer colorectal. Aici noi putem să vedem tumoarea și regiunea, comparativ cu regiunea sănătoasă, neafectată de cancer. E important pentru noi să facem o chirurgie curative, să vindecăm pacientul. În cazul de tumori mai avansate, folosim tehnică clasică de tratament. În schimb, în stadii mai precoce, 1, 2, 3, folosim tehnică mini-invazivă. Vorbim de două tehnici mai principale, care sunt tehnica laparoscopică transabdominală și altă tehnică excizie de neoplazii transrectale. După operație, luând în considerație chirurgie și patologie de bază, pacienții au o calitate bună de viață, n-au nicio restricție în viața personală, intimă. Tratamentul cancerului colorectal depinde de stadiul în final stabilit în rezultatul diagnosticului. Acum, tratamentul combinat chimioterapie cu imunoterapia și cu preparatele targetate formează într-un final un tratament personalizat, un tratament individualizat care ar avea rata cea mai mare de răspuns. Astăzi aflăm despre cauzele, de ce atât de mult se răspândește și care sunt aceste metode de tratament contemporane cu medic-chirurg generalist Sergiu Ușurelu, care este specializat în chirurgie oncologică și activează la Spitalul Internațional. Salut, Sergiu! Bună. Deci, care sunt primele semnale care ar trebui să pui pacientul pe gânduri că, uite, este timpul să se adreseze la doctor? Nu sunt niciun semn patognomic acestei maladii, dar sunt anume semnale ca sânge în scaun, dereglări de scaune, ca diaree, constipația, balonarea, se mărește circumferința abdominală, crampe, dureri abdominale, micșorarea greutății. Sunt persoane care au anemie și se prezintă ca fatigabilitatea, oboseala, în stadiu mai avansat au și vome, lipsa scaunului și emisii de gaze, sunt acele. În acest caz trebuie să vă adresați la medicul de familie sau la medicul chirurg, medicul internist, ca să facă examinările cuvenite pentru depistarea maladiei.
Și care ar fi aceste examinări de diagnostic mai specifice pentru această formă de cancer? În primul rând, examinarea generală a pacientului, acuzele lui de când timp, istoria familiei. În al doilea rând, e important de efectuat tușeul rectal. Aceasta este un examen digital al rectului, un examen foarte important pentru noi. Testul de sânge ocult în scaun, colonoscopie cu biopsie, colonografie. Metoda cea mai importantă pentru noi e colonoscopie, care ne permite a examina întregul colon și partea distală a intestinului subțire, ne permite a face biopsii și excizia polipilor, că poate să fie și un cancer în fază mai precoce. Și dacă tot vorbim despre examinări, deci care ar fi rolul stadializării, deci stabilirii stadiului acestei patologii? Și care sunt metodele de stadializare? În Republica Moldova, 40% din populației care a fost diagnosticată cu cancer colorectal a fost depistată în stadiu avansat. Ce trebuie să facem? În primul rând, screening-ul. Începând de la 50 de ani, trebuie făcut screening-ul, pentru că începând cu 50 de ani, 55, se mărește riscul de cancer, care se dublează fiecare 10 ani. Și, în primul rând, trebuie să facem o colonoscopie. Când se operează cancerul colorectal? În fază incipientă avem tehnice minim invazive, cum este colonoscopie. Prin colonoscopie poate să fie excizarea polipului și cancerului în fază precoce. Dacă e un stadiu mai puțin avansat, sunt tehnice clasice, cum rezecție de intestin cu anastomoză primară. În stadiu mai avansat sunt pacienți care au nevoie să efectueze chimio-radioterapie preoperatorie și se face apoi tratamentul chirurgical definitiv. Acum, în timpul de față, tehnologia a avansat foarte mult și dispunem de tehnici minim invazive. Da, dar toate acestea sunt posibil de efectuat în cazurile când pacientul se adresează la timp, când nu vine în complicații. Încă când vine pacientul într-o ocluzie intestinală sau în hemoragie sau în perforație, din păcate. Și dacă vorbim despre metodele chirurgicale în tratamentul cancerului colorectal, deci cum au evoluat ele în timp, de la, eu știu, 20 de ani în urmă? Și... Clar, în anii 90, sfârșitul anul 90-2000, tehnici erau tehnice clasice, apoi au evoluat spre tehnologie laparoscopică. Acum, da, sunt tehnice și mai noi, este tehnica robotică, este excizia transanală de aceste neoplăzii. Și dacă tot orice pacient oncologic, inclusiv și cei cu cancer colorectal, sunt patologii multidisciplinare, deci cum le abordați dumneavoastră? În moment avem nevoie de o echipă multidisciplinară care se include oncologul medical, gastroenterologul, chirurgul, radioterapeutul, colegul de radiologie și trebuie să fie, așa se face în toată lumea și la noi. Și dacă tot nu-l putem învăța pe om să adopte un stil sănătos de viață, pentru toți cei care se simt cumva cu musca pe căciulă și recunosc că întrunesc toate deprinderile nocive care duc la apariția cancerului de colon, fiți buni și sistematic faceți câte un control de rutină. Nu de altă, dar aveți de ales între a completa statisticile celor salvați sau celor pentru care lupta deja este trecută și este prea târziu.